Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Ei bine, astăzi vom face un Q&A pentru că alte idei de videoclip nu prea am în momentul de față, dar sper să fie ok întrebările voastre, așa că haideți să începem. Dar înainte să începem, aș aprecia foarte mult dacă mi-ați dat follow pe Instagram, aveți un link în descriere, acolo postez foarte multe poze foarte, foarte tari și mai răspund la abonații general care îmi trimit mesaje și așa și dau like-uri la fanpage-uri. Deci dacă vreți profilul meu de Instagram, îl aveți în descriere. Ce alegi dintre bani sau faimă? Asta e o întrebare destul de grea pentru că gen, poți să ai bani fără să fii faimos, dar e destul de greu să fii faimos fără să ai bani. Dar odată ce ești faimos, nu vreau să mai ai viață privată și chestii, pentru că oriunde ai ieși, te-ar recunoaște oamenii și ar fi destul de aiurea. Nu știu ce să zic, dar cred că o să aleg faima, pentru că odată ce ești faimos o să cunoști mult mai multe persoane noi și o să ai multe oportunități și o să ai o viață mișto decât doar dacă ai bani. O să-i cheltui pe tâmpenii și nu o să faci nimic cu viața ta. Cu ce YouTuber te înțelegi cel mai bine? Băi, eu mă înțeleg aproape cu toată comunitatea, aș putea spune. Mă rog, aproape toată comunitatea. Acum, fără supărare, dar vloggerii cu care am petrecut cel mai mult timp în ultima perioadă au fost Max, Shelly și Vasco. Dar mă înțeleg cu aproape toată lumea, n-am nimic cu nimeni personal. Eu sunt pe principiu, dacă ai ceva cu mine, poți să ai, frate mie, chiar nu-mi pasă de părerea ta și poți să-ți vezi de viața ta și eu de-a mea liniștit. Ești savage? Nu, a murit trendul de mult. Ce părere ai despre Mimi? Am primit întrebarea asta de foarte multe ori. Bă, sincer v-am zis că n-am nimic cu nimeni și chiar cu Mimi deci aș avea ceva. Adică a crescut foarte repede într-un timp foarte scurt, se întreține singură. Respectul meu, frate, bravo ei, foarte tare. Ce înălțime am? Am mai răspuns de multe ori, am 1,83 m ceva pe acolo. Știu că nu pare, dar chiar sunt înalt. Câteodată în evaluarea națională am luat 10 la mate și 9,60 la română. Deci acum nu mai aveți de ce să mă întrebați întrebările astea pentru că deja v-am răspuns 1.000.000 de ori. O întrebare foarte bună. Ce părea despre oamenii care îți fac poze și te filmează pe ascuns? Ai vreun mesaj pentru ei? Să vă iau mor... Bă, nu știu, nu am nimic cu ei, sincer. Dar gestul ăsta de a filma pe cineva pe ascuns când face ceva sau pur și simplu doar așa, să-l filmezi gen, uite-l pe Gami, hai să-l filmăm. Și după să mă laud la colegi că l-am văzut pe Gami. Adică, frate, mai bine pur și simplu vii la mine, facem o poză, schimbăm 2-3 replici, aia e, decât să mă filmez așa pe ascuns ca și cum aș fi Justin Bieber sau ceva în puii mei. Cum ai reacționat pe moment când ai văzut că a căzut Dita mai geamul? Pe bani că am explicat în video la ce am făcut. Pur și simplu a căzut geamul, pur și simplu am scos telefonul și am făcut o poză pentru că am zis că, frate, trebuie să fac un story time. Când am văzut geamul ăla pe bancă, am zis story time, instant, înțelegi? Perfect a fost. De cine sau de ce ești cel mai mândru din România? Bă, România e o țară foarte faină, adică avem un relief genial, ca întindere e destul de mare, ca populație e destul de mare, doar că infrastructura țării e foarte, foarte de căcat. Nu știu de ce aș putea să fiu foarte mândru. Bineînțeles că mi-ai scris întrebarea acum 3 ore când a luat Simona Halep numărul 1 mondial. Da, uite, un motiv de a fi mândru pentru România. Putem fi mândri de România din punct de vedere sportiv, din punct de vedere intelectual, pentru că avem sportivi foarte buni, copii foarte buni la învățătură care s-au dus prin străinătate la NASA și la Microsoft și tot felul de chestii, deci ai de ce să fii mândru de România, dar oricum, nivelul mândriei de a fi român nu se compară cu nivelul rușinii într-un fel de a fi român, nu neapărat. Ce vreau să zic e că lumea ne vede pe noi gen, a, România, țara, da, chiar dacă noi avem rezultate extraordinare, tot o să ne privească, da, știi, da. Pentru că la noi în țară se fură foarte mult, sistemul de învățământ e praf, n-avem străzi, parlamentul e 90% corupt, adică, pe bune, sunt niște chestii pe care le pui cap la cap, depășesc nivelul de mândrie a acestei țări, deci, da. Cât de mult îți iubești fanii? Păi cred că orice vlogger ar răspunde la fel la întrebarea asta, cel mai mult, adică fără voi eu n-aș fi ajuns cine sunt, pentru că practic voi sunteți audiența mea, voi sunteți cei care mă urmăriți. Dacă n-ați fi fost voi, eu n-aș fi avut 200.000 de abonați, pentru că nu erați voi, gen, știi? Și da, vă apreciez foarte mult că mă urmăriți de fiecare dată și îmi dați like-uri la poze pe Instagram, pe Facebook, că îmi comentați, că îmi lăsați întrebări, că vorbim anumite chestii, puteți să-mi dați follow și pe Twitter, aveți un link în descriere, mai postez și chestii și pe acolo. YouTube-ul permite o comunicare foarte strânsă între influencer și fan, ceea ce mie îmi place foarte, foarte tare. Uite, spre exemplu, nu știu, zi-mi un artist, Justin Bieber, da? Luăm un exemplu pe Justin Bieber. Când crezi că Justin Bieber va putea comunica direct cu fanii lui? Foarte greu.
Uită-te la Logan Paul. Mă rog, nu se compara, adică sunt amândoi faimoși, dar Justin Bieber e mult mai faimos ca Logan Paul, dar zic, Logan Paul comunică foarte, foarte strâns cu comunitatea lui prin vlogurile astea, că el face chestia asta în fiecare zi, vorbește cu fanii, ceea ce fac și eu acum. De ce nu faci o colaborare cu Shelly? Păi am făcut o colaborare cu Shelly pe canalul lui, aia cu prima zi de școală. Dar oricum cred că ați văzut-o mulți dintre voi, care are 500.000 de vizualizări. Dacă n-ați văzut-o, mergeți și uitați-vă, pentru că e un videoclip foarte, foarte fain și foarte muncit. Am stat foarte mult la filmări, dar rezultatul a ieșit genial. Și da, cam aici se termină și întrebările noastre. Am postat statusul ăsta acum puține ore, acum 3 ore, pentru că m-am grăbit să filmez ceva, ca să am zis că măcar săptămâna asta un video să postez, pentru că nu știu de ce n-am avut deloc inspirație și idei și chef. Habar n-am de ce, dar de săptămâna viitoare promit că o să încerc să fac tot posibilul să mai postez ceva. Pentru că am văzut că m-ați dat că am dispărut, mă întrebați, de ce nu mai postez, ce se întâmplă, bă. Dar voi reveni, vă asigur. Bun, deci cam asta cu acest Q&A, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați pe acel ton de like. Eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pam!